Sindicatul Valahia dorea inițial o majorare salarială de 12,6%, în timp ce oferta conducerii era de doar 5%. Fiind faptul că am avut un an foarte bun la Erdemir, am avut o creștere de productivitate de 12%, coroborat cu o inflație de 3,14%, crescerea sindicatului a fost rezonabilă la 12,6% în condițiile în care dânsii ei s-au blocat la 5% și ne spun că suntem obraznici, că avem salarii mari. Aici marșul de protest și adunarea generală. Pe parcursul ședinței sindicale, patronatul turc a avansat însă o ofertă neașteptată, un pachet salarial ce conține o majorare de 11,5%. Cum diferența dintre cererea sindicatului și oferta conducerii era foarte mică, sindicatul Valahia a acceptat propunerea, iar în cursul zilei de astăzi a fost semnat noul contract colectiv de muncă.